Asociația Națională a Agențiilor de Turism a estimat că litoralul românesc a fost la mare căutare și a atras în această mini-vacanță peste 40.000 de turiști. Deschiderea oficială și legală a sezonului s-a transformat într-o tradiție care îi determină an de an pe români să ajungă la mare de 1 mai. Nu putem face însă o comparație cu anul 2016, pentru că atunci am avut o vacanță prelungită, Paștele fiind legat de 1 mai, potrivit ANAT. Cei mai mulți turiști care și-au petrecut mini-vacanța de 1 mai la malul mării au fost tineri, care au ales în special Mamaia, susține patronatul. Mi-a plăcut. Ar fi fost bine să mai fie? Nu mai rezistăm atât. Și cumva trebuie să ajungem și acasă. Da, normal. De unde sunteți? Din Ploiești. Drum lung. A fost frumos? Foarte frumos. Câte zile ați stat aici? 3. Cum e apa? E ok. Dacă respiri adânc, astfel încât să nu faci nici fapt, e ok. Pe care ai venit? Din București. Din București. Când ați venit de la Pitești? E dimineață și plecăm mâine seara. Mâine seara, abia. Cum petreciți aici la malul mării? Bine, frumos. Am fost și la concert. Față de anul 2015, s-a constatat o scădere cu 40% a locurilor de cazare ofertate, în ciuda faptului că au apărut unități noi de cazare. În Mamaia, gradul de ocupare al hotelurilor deschise a fost de aproximativ 90%, văzându-se astfel 14.000 de locuri din totalul de 23.000 de locuri clasificate, potrivit Federației din Turism. În ceea ce privește sudul litoralului, turiștii nu au mai coborât în stațiuni, ci au preferat să meargă direct în Vama Veche, care a fost celălalt pol al distracției de 1 mai. Potrivit ANAT, aici sunt circa 5.000 de locuri de cazare. Tarifele au pornit de la 30 de lei pentru o noapte de cazare până la 250-300 de lei.